Sammy, ce s-a întâmplat? Eu am făcut așa multe proiecte, au fost așa multe momente cool și fotografii. Dar de ce ești trist? Ar trebui să te bucure toate astea. Sunt trist pentru că aceste momente au fost cool, dar fotografiile astea sunt așa neînsuflețite. Hei! Știi, în trecut fotografiile erau ținute în albume adevărate, nu în galeria telefonului. Părinții mei au rafturi pline cu albume. Presupun că le poți cumpăra doar dintr-un magazin specializat, nu-i așa? Chiar deloc! Haide, vreau să mă ajuți! Bună, prieteni! Astăzi vom face un minunat album foto! Avem multă treabă, dar o să merite efortul! Așa e, Sammy! Să începem! Suzy, am găsit o copertă de la un caiet vechi și m-am gândit că o să se potrivească perfect proiectului de azi! Yay! Atunci putem trece direct la partea cea mai interesantă, decorațiunile și conținutul! Dar mai întâi priviți ce dimensiune are, prieteni! Cel mai important lucru aici este să nu greșim măsurătorile! Oglindă, oglinjoară, cine e cel mai tare slime din țară? Hei, nu a răspuns! Știu eu răspunsul, tu ești desigur! Mă gândeam să fac separat o lentilă pentru cameră pentru a crea un efect 3D. Și în aceeași clipă, Sammy mi-a citit gândurile. Plictisitor! Mai bine-i folosi noul meu colier elegant. Dacă te-ai plictisit, îmi poți aduce niște mărgele colorate. Mă ocup de asta! Chiar la țintă! Bună treabă, Sammy! Astea merg aici! Îmi amintește puțin de prepararea unui tort! Ne întoarcem la asta mai târziu! Acum hai să ne ocupăm de conținut! Nu o lua personal, Sue, dar am auzit că albumele foto de obicei conțin niște fotografii! Dar nu văd niciun loc aici pentru ele! Oh, Sammy, Sammy, suntem prieteni de ani de zile și încă mai crezi că pot face doar lucruri obișnuite. Fotografiile vor fi niște plicuri mici. La fel ca scrisorile? Exact, iar tu ai făcut o treabă grozavă cu ele. Uite așa! Mă gândeam că poate ar trebui să scriem ceva deasupra lor, cum ar fi, ai primit corespondența. E o idee minunată! Deci, prima pagină e gata și putem trece mai departe! Sam, unde-i panglica mea? Oh, te-am găsit! Wow! Sammy, ca întotdeauna! Ești norocos că sunt cu tine, altfel ar trebui să umbli peste tot legat! Acum putem pune niște fotografii înăuntru și apoi putem închide obloanele! Stai, fiu! Lasă-mă pe mine! Ești sigur că nu o să te încurci din nou? Te rog frumos! Ok! Wow, Sammy, te-ai descurcat grozav! Ai făcut chiar și un pandantiv drăguț! Ce părere aveți, prieteni? Dacă vă place prima pagină albumului nostru foto, atunci dați-ne un like! Iar acum vom lipi ultima bucată așa cum am făcut cu celelalte trei! Hai să punem încă o panglică aici pentru a putea închide aceste cartonașe! Am ajuns la timp, domnișoară Susan? Ai putea fi mai specific, Sammy? Nu ai lipit încă pozele, nu-i așa? Nu, dar de ce? Ți-am spus de atâtea ori, Siu! Ok, ok, atunci va fi surpriză! Partea asta arată ca o cutie de cadouri. De fapt, asta a fost ideea mea. Dar voiam să o fac puțin diferit. Serios? Atunci haide, spune-mi! Ok, uite, trebuie să luăm bucata asta și să o pliem. Ah, cred că am înțeles! Pac! Da, vom face cute drăguțe și îngrijite de un centimetru pe un centimetru. Foarte bine, Sue! Prieteni, probabil că vă întrebați unde vom pune pozele. Și răspunsul este, veți vedea! Sue, îți amintești de surpriză? Nu întoarce astea încă! Ok, ok! Trebuie să aplicăm puțin lipici pe fiecare cută. Și să fixăm un cartonaș cu o fotografie, astfel. Punem încă puțin lipici. Și o altă fotografie. Cred că ați înțeles, prieteni. Eu, uite, am făcut a doua pagină! Asta vine aici, grozav! Arată așa neobișnuit, dar a fost așa ușor de făcut! Iată și ultimul detaliu!
Oh, cred că pagina asta îmi place cel mai mult. Dar încă nu am terminat, prieteni, rămâneți cu noi! La 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 la! Și iată! Așa se face! Semi, ai început fără mine? Am făcut încuietoarea, dar încă nu-mi dau seama cum să o fixez. Știu eu o cale. Ce zici de un arici? Nu ești tu un geniu, Susie? Sunt gata fotografiile? Te-am dezamăgit eu vreodată? De fapt, nu doar odată. Hop! Wow, ai și grozav! Iar titlul ar trebui să fie Vremuri bune, pentru că înăuntru sunt fotografii cu toate lucrurile mele. Ok. Uhu! Suntem aproape de final! Semi, te super dacă aleg eu fotografiile pentru ultima pagină? Să vedem! Eu am ales 21, dar fi corect să alegi și tu câteva. Oh, ce drăguț din partea ta! Două sunt mai bune decât nimic, nu-i așa? Nu avem timp să ne plângem, Siu! Hai să asamblăm albumul! Așa e! Și eu abia aștept să văd rezultatul! La această etapă, prieteni, aveți mare grijă! Uite așa! Vă recomand să rugați un adult să vă ajute! Pentru că șurubelnița nu e o jucărie, vă puteți răni ușor! Încă o deschizătură și... gata! Acum e momentul pentru un truc! Bum, bum, bum! Sunt gata! Siu, să începem! Da, așa! Semi, am nevoie de spațiu! Da, Siu! Semi! Bine atunci, termină tu proiectul! Iar voi, prieteni, vă puteți abona la canalul nostru! Acum declar solemn că am terminat! Asta numesc eu un proiect incredibil! Să-l privim în toată gloria lui! Semi, unde ești? Sunt aici! E timpul să ne uităm pe albumul nostru! Oh, Semi, astea sunt așa adorabile! Aici am făcut proiectul cu Among Us! Iar aici am făcut... experimente distractive! Oh, fereastra! Siu, stai, stai! Ce e acolo? Ești tu într-un costum de Dracula! Grozav! Iar aici am făcut și mai multe experimente distractive! Așa e! Ce cool! Amintirile și biscuiții merg foarte bine împreună! Nu ai nevoie de un motiv să iei un biscuit! Sunt de acord! Wow, ce pălărie cool! Oh, și asta? Da, îmi place să port pălării! De fapt, am o colecție destul de mare! Ei bine, ești gata pentru cele mai tari proiecte? Ai ales niște fotografii foarte cool, Semi! Oh, ce amintiri plăcute! Siu, chiar suntem la ultima pagină? Nu vine să cred! Nu te grăbi, Semi! Ne uităm pe îndelete! Îmi plac așa mult fotografiile astea! Privește aici! E foarte plăcut să vezi fotografii într-un album foto adevărat! Prieteni, dacă v-a plăcut proiectul de azi, abonați-vă la canalul nostru și dați-ne un like! Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a nu rata următorul nostru clip! Ne vedem curând, prieteni! Pa, pa!